înseamnă FIAR pentru dumneavoastră? Pentru mine personal, FIAR înseamnă, în primul rând, o revedere cu colegii, cu partenerii și cu prietenii pe care i-am în România și în toată regiunea. Și, în același timp, este o actualizare a, zicem, a cunoștințelor, a proceselor pe care le cunosc și actualizarea situației regionale, care este foarte bine expusă la nivel de FIAR și în anul acesta. Și să-mi spuneți, în Republica Moldova, cum e industria asigurărilor? E în declin, în ascensiune? Deci industria în Republica Moldova e cam la fel ca și în România. Este într-un declin așteptat și prognozat. Sperăm în anul acesta să avem o creștere și să avem ce povesti mai mult și la anul la FIAR. Spuneți-mi, cum vă fidelizați dumneavoastră clienții acum în an de criză, când toată lumea își măsoară bugetul, are grijă la fiecare leuț? Deci prin prețuri mai mici, prin servicii mai calitative și prin anumite bonusuri, de ce nu, acordate pentru clienții care vin de la an la an să-și asigure proprietatea, sănătatea și viața.